Salutare și bine v-am regăsit, dragii mei! Sunt alături de Cătălin Suman. Este un om de suflet mie, este un prieten bun de-al meu, care am rămas inspirat de câteva din acțiunile sale legate de leadership și management și aș vrea astăzi să îi adresez trei întrebări care ne va răspunde, evident, va răspunde și mie, dar vă va răspunde și vouă în egală măsură la aceste secrete, da, și căutăm cu aceste materiale video să, nu știu dacă neapărat secret, dar să căutăm răspunsuri din mai multe direcții legate de ce înseamnă management și leadership și cum puteți face ca lucrurile să funcționeze pentru voi în mediul vostru, în compania voastră, acolo unde voi activați. Dar înainte de toate aș vrea să vedem cine este Cătălin Suman. Salutare, George, și mulțumesc mult de invitație. Salutare tuturor. Cătălin Suman e un tip care stă la Brașov, căsătorit, un copil, cadru militar la bază, demisionat de vreo 2 ani de zile, iar de asta datorită faptului că de 10 ani de zile colaborez cu o companie germană de vânzări directe. Uh-huh. Elar este numele ei și din 2010 dezvolt una dintre cele mai mari echipe de vânzări directe din această companie. Uh-huh. O echipă de care sunt foarte, foarte mândru și cu niște rezultate foarte, foarte frumoase. Uh-huh. Ca și pasiuni, îmi place să alerg. Uh-huh. În momentul de față încă e o pasiune, dar n-aș putea să spun așa că e încă învăț, asta este cuvântul, și anume tot ce înseamnă social media. Sunt prezent, dar nu acolo unde eu îmi doresc și probabil e o pasiune foarte mare și toată lumea care mă știe și mă cunoaște o știe, și anume gadgeturile și tot ce înseamnă partea asta tehnică și aplicații. Da, este pentru mine, a fost fascinant în momentul în care l-am cunoscut, pentru că erau lucruri pe care am spus, Dumnezeule, dacă aici am întâlnit un om care știe atât de multe, zic, pot să-mi imaginez că sunt cu siguranță și alții care știu mult mai multe, dar omul Cătă e la curent cu absolut toate lucrurile, așa cum am obișnuit să-i spun, și dacă nu găsești un gadget, îl recrează într-un fel sau altul să-i funcționeze pentru el, pentru aplicațiile sale. Ceea ce mi-a plăcut și probabil v-ați obișnuit deja și v-am obișnuit cu una dintre întrebările care o văd relevante în a conduce oameni, pentru că oamenii sunt mișcați de câteva lucruri în jurul nostru. Și o poveste care mi-a rămas în minte în lungile noastre conversații, am și colaborat împreună, am colaborat cu echipa lui, sunt oameni minunați, dar vreau să o auzim din gura lui. Care este lucrul care te-a dus în această organizație, în compania pe care tu o reprezinți? Care sunt lucrurile, detaliile care au făcut marea diferență în activitatea ta de aproape 10 ani de zile și ce ai făcut ca să-ți influențezi echipa, să aibă rezultatele de care o să ne spui imediat? Dar care a fost dintre cele trei lucruri care le văd importante pentru o companie? Driving-ul tău, da? Viziunea, misiunea sau valorile? Și pleacă de la povestea ta. Cum ai intrat în această organizație? Pentru că aia este frumoasă. Ca să pot să fac pe oameni să înțeleagă, aș putea să spun în felul următor. Atunci când am intrat propriu-zis în business-ul ăsta, am intrat pentru un motiv care astăzi nu mai există. Uh-huh. Și asta ni se întâmplă de foarte multe ori. Și o să recunosc că l-au fost banii. Da? Asta a fost drive-ul meu, asta căutam, asta am văzut și de asta am început. E, numai că pe parcurs lucrurile s-au schimbat și mi-am dat seama de fapt că eu sunt aici pentru cu totul și cu totul alt motiv. Uh-huh. Și asta e oamenii, da? Și în primul rând au fost pentru oamenii de la care eu am învățat. Uh-huh. În prima fază, unde spun că ăsta a fost momentul. Și foarte interesant și foarte fain că facem și îmi pui întrebarea asta aici, pentru că mă uit la cameră în dreapta și dacă mă uit în stânga pe geam, povestea prinde o nuanță foarte, foarte faină, știi? Și anume, vin astăzi să vă povestesc despre un moment în care de fapt eu am luat decizia să mă apuc să fac business-ul ăsta și povestea e foarte scurtă. Îl întâlnisem a doua oară în viața mea pe zi Hahladas este sponsorul și mentorul meu în business. Și momentul în care mi l-am ales de mentor a fost momentul în care am început business-ul ăsta. Și a fost aici la Hotel Ambient. Suntem la Brașov și suntem vis-a-vis de Hotel Ambient. Și exact aici a fost întâlnirea asta acum 10 ani de zile.
și el m-a întrebat ce văd în afacerea asta, ce înseamnă pentru mine. Pentru mine la momentul respectiv nu însemna nimic, era doar o companie cu niște parfumuri fain și atât. Și am zis, bă, eu nu văd, militar fiind, nu are foarte multe conexiuni, să spun așa, nu m-am regăsit absolut deloc și asta li se întâmplă la foarte mulți oameni. Numai. Și el a fost omul care atunci m-a făcut, bă, dacă asta ai înțeles, înseamnă că n-ai înțeles nimic, știi? Și acum, dând așa, făcând o mică paranteză, aveam 23 de ani, lucram în aviație la momentul respectiv, aveam mașina mea, încă nu aveam, nu eram în Zurat, aveam un găcică fain la Brașov. Venit unul din Grecia să-mi zică mie, știi, bă, n-ai înțeles nimic. A fost foarte fain, am luat-o un pic ca front, fără doar și poate, în secunda aia, în momentul ăla, i-am zis ceva de dulce în gând, dar... privirea lui și ochii lui aia, cum să spun eu, clari, știi? Claritatea din privirea lui mi-am dat seama că acolo e ceva. Ce tare. Și ăla a fost răspunsul, ăla a fost ăla cu care, momentul în care pot să spun, da, atunci mi l-am ales de mentor și ăla a fost momentul în care el m-a făcut să înțeleg, că, bă, business-ul ăsta nu înseamnă doar produs, este vorba și de oportunitatea pe care o poți da oamenilor din jurul tău de a face bani. Și de a schimba viața și de a căuta sănătatea și de a mai multe lucruri. Știi? Adică e vorba de oportunitate. Și atunci mi-am dat seama de fapt cât de puține lucruri vedeam eu și ce a vrut el să-mi spună. Și el a fost momentul în care mi l-am luat. Asta este face una, apropo. Apropo de întrebarea ta, da, valorile mă țin aici, deși recunosc, lucrăm într-un cadru foarte informal din punctul ăsta de vedere. Ce vreau să spun este că în munca noastră de zi cu zi, în întâlnirile noastre, noi avem o manual de proceduri unde avem trecut emisiune, valorile și viziunea noastră. Dar noi lucrăm cu ele. Evident. Și suntem conectați prin ele. Și apropo de oameni, și cu asta închid, apropo de ce am început, mi-aduc aminte că ca orice companie care deschide business în România, nemțească fiind, lucrurile nu au fost foarte simple la început și asta nu e, nu e niciun secret. Și spun cu tărie că au fost momente în care eu aveam toate motivele din lume să mă las de businessul ăsta, dar nu am făcut-o datorită acestui om. Leadership. Și o să-ți spun doar o secundă. Poți să-l numești lider? Pentru tine este liderul da. Upline-ul tău? În da. Felul în care da, exact asta este. Dar atenție, și... leadership poate să fie... Și asta este lucru care chiar vreau să-l scot de la tine cu această întrebare. Tu ai văzut numai un profesionist în business-ul ăsta? Nu. Asta este de fapt lucru, apropo de modelare. Nu, am mai avut și alte modele, dacă aș putea să spun, în trecut, dar în care nu m-am regăsit și țin minte că într-unul dintre activitățile, n-aș putea să o numesc chiar business, dar a fost o activitate de bază pe care am făcut-o tot extra la momentul de față pe lângă jobul din armată. Pot să spun că unul dintre lucrurile care nu m-a atras acolo este tocmai că nu mă regăseam în modelul liderului meu. Pe când aici în Zizis am foarte multe zone și m-aș putea, sunt foarte multe zone chiar în care mă regăsesc, adică stil de viață, familie, valori. Vreau să ajung aici pentru că am vorbit mult pe acest lucru și înainte de, cu luni înainte de acest interviu, am auzit de foarte multe ori lucrul acesta și îl văd cum îl transmite echipei lui și chiar vreau să scot în evidență aceste lucruri, pentru că leadership înseamnă până la urmă un fel de a fi, un caracter. Pentru că oamenii te urmează nu pentru cât de bun manager, deși și asta este un criteriu extrem de important, dar te alege în primul rând pentru tine ca om, cum ești tu ca om. Da, foarte fain. Deci, în concluzie, între viziune, misiune și valori, eu știu că toate sunt importante și cred că și tu poți să-ți dai seama că dacă această organizație nu avea o viziune clară și pe care să vă ghideze, să vă ducă, să vă îndrepte spre succes, nu ați fi mers, dar ce te ține cumva? Deci asta... Viziunea ne dă drive-ul. Exact. Viziunea ne dă direcția și ceea ce trăiesc în momentul de față, de mai bine de 2 ani de zile, împreună cu oamenii care lucrez în mod constant, să spun așa, mai strâns, este că de mai bine de 2 ani am creat o echipă strânsă, închegată, unită și prin sentimentul care ne leagă este că toți tragem în aceeași direcție.
Și că fiecare își are viziunea noastră ca și echipă este formată din viziunea fiecăruia în parte. Exact. Și care duce exact în aceeași direcție. Și dacă stai de vorbă cu ei, toți o să spună că se văd, să regăsesc în business-ul ăsta și peste 12, peste 13, peste 5 ani, pentru că se regăsesc. Dar ceea ce ne leagă în adevăratul sens al cuvântului și ne atrage unul la altul și ne atrage în această activitate și în acest mediu sunt valorile. Super. Da, oameni buni, aș vrea să și am mai făcut această remarcă. Cred că le-ar prinde bine, am primit la un moment dat o întrebare în online, care este nivelul din punct de vedere al leadership-ului și al managementului al antreprenorilor din România. Și n-am vrut să răspund direct, evident este vorba și de educație, dar cred că ar prinde bine să intre într-un sistem de acest fel în care cred că aici învață ce înseamnă comunicare cu oamenii, ce înseamnă valorile pe care, pentru că acolo nu mai vorbești despre un lucru pe care îl adopți, îl modelezi de la un lider pe care eu știu îl ai, ulterior îl transmiți în echipă și stai cu ei și construiești în timp echipa, evident, și obții rezultatele care ți le dorești. Deci asta este, ar fi un parcurs fain și este o experiență minunată. Da, pentru minunată că pe care îți spun de ce, în ceea ce noi facem în industria asta de network marketing, oamenii sunt atrași numai de lucrul ăsta și este singurul pe care se bazează toată activitatea. Noi nu avem un contract, noi nu avem un program de lucru, un regulament. Dacă cineva nu vine, nu știu, la întâlnirile noastre sau la activități sau la evenimentele noastre, pi se întâmplă ceva. Nu. Ceea ce noi facem este dăm tot ce avem înainte ca să-i dăm lui motive să fie acolo. Și pe asta se bazează cam toată activitatea, pe genul ăsta de motivare. Da, există și plusuri și minusuri. Minusuri la modul că poate datorită acestui fapt, câteodată mai întâmplă să mai pierdem și câte un om bun, știi, că nu reușim să-l prindem și de multe ori sunt chestii de moment pe care nu le prinzi, poate să fie o chestie da, pe care nu piși pe aceeași direcție, pe aceeași chimie, dar corect. Pe ansamblu, da, și apropo de valori și de oameni, tot ceea ce noi facem, absolut tot, cu oamenii cu care lucrez, dar toți avem în primele trei valori un lucru cu care noi lucrăm. Noi recomandăm sănătate, da? Și arătăm oamenilor oportunitate prin care își poate îmbunătăți calitatea vieții. Chiar asta e și motto companiei, More Quality for Your Life. Și dacă te uiți la ei, e clar că oamenii care sunt aici și au succes, au în primele, presupun, în primele trei valori, oameni. Oameni, da. Oameni buni, este lucru care mă atrage foarte tare, pentru că dacă vorbim din perspectiva leadership-ului, cred că dacă îți lipsește din valorile tale acest punctuleț, rămâi un manager foarte bun, dar leadership-ul vine și completează cu această valoare care, în mare parte și bineînțeles, este concentrată în jurul oamenilor. Super! Și sunt convins că au fost și momente mai dificile. Și mă duce cu gândul la a doua întrebare. Care este cea mai bună lecție de leadership pe care ai primit-o, care ai luat-o? Că sigur n-a venit dintr-o petrecere avută cu compania la predial. Nu. Vine probabil dintr-un moment mai dificil. Care? Probabil că una dintre lecțiile alea în care simți așa că lucrurile au cârmit, știi, au luat-o într-o direcție bună. Mi-am luat-o acum vreo 4-5 ani de zile și povestea este în felul următor, și anume compania a luat decizia ca din anumite aspecte ale business-ului să intre și să comunice direct cu partenerii mei. Da? Până în momentul respectiv, comunicarea fiind și echipa destul de mică, început să se prindă ceva contur, se realiza prin mine, să spun așa, da, știi? Da. Și în momentul în care ei au început oarecum nu să mă sară, dar să intre acolo, am luat-o afront, știi? Adică, ok, eu ce-s aici. Și mi-aduc aminte că a fost așa, am avut un zbucium atunci de vreo câteva luni de zile până să înțeleg că lucrurile, într-un fel, pe fond, simțeam că e un lucru normal și că nu aveam și nu trebuia să fac nimic, dar personal era un conflict, așa, un consum. Și în momentul în care mi-am luat lecția, n-am să luat niciodată, mă întorceam cu Zizis, era în România, avusesem un eveniment la Cluj și veneam spre noaptea târziu, veneam la Brașov. Da. Și eram în mașină undeva pe Bătura Bucăzii și am avut discuția asta și el m-a făcut să înțeleg atunci cât de important este să dai drumul oamenilor și să îi împingi în față.
Leadership. Ca să simtă propria, că sunt propriul lor lider, exact, în echipa lor. Și într-adevăr, atunci am înțeles de fapt cât de mult pot să multiplic. Nu mi-a fost ușor în continuare, dar am acceptat-o și din momentul am început să lucrez cu povestea asta. Exact. Și ăla a fost momentul când de fapt oamenii au început să se dezvolte în adevăratul sens al cuvântului. Să crească. Să... Exact. Exact. Reversul medalii era că până în momentul respectiv, de exemplu, eu făceam în fiecare lună 7-8 evenimente în 8 orașe pe care le conduceam. Da? Adică eram acolo cu tot ce ține și partea organizatorică și speaker și tot ce vrei. Pe când acum nu se mai întâmplă lucrul ăsta, pentru că deja sunt oameni care fac treaba asta extraordinar de bine acolo. Și am avut privilegiu să lucrez cu o parte dintre ei. Au modelat atât de bine ceea ce face Cătălin și provocarea lor este exact aceeași. Cum pot ajunge la nivelul pe care i-a adus, să zic, Cătălin. Foarte fain și asta este... Apropo de asta, scuze-mă, mi se întâmplă acum ceva timp, unul dintre partenerii mei a fost ieșit în afară, da. Avem foarte mulți prieteni în afară din business, din aceeași echipă internațională în care facem parte, și l-au invitat pe Alex, era în Cipru și el era în concediu și l-au rugat pe Alex să vină să le țină un speech într-un eveniment de-a lor, el fiind în concediu. Și cea mai mișto fază a fost, nici n-am știut, eu am văzut dintr-o dată o poză pe Facebook, mai știu pe unde, dar am primit un mesaj de la unul dintre liderii de acolo, care anul ăsta o să-l avem în România pe el, în câtva timp, și mi-a scris doar atât. Stau și mă uit la el și parcă văd un Cătălin mai mic. Deși, da, Alex e unul dintre oameni cu care lucrez de foarte mult timp, dar, știi, eu nu văd asta, dar uite că oamenii din exterior o văd, știi? Da, bineînțeles, și nu, n-ai, pentru că ai spus la un moment dat, oamenii se uită la tine și modelează acest comportament. Ei n-ai cum să... Leadership-ul asta înseamnă. Uh-huh. Omule, asta înseamnă și oameni buni, asta înseamnă leadership. E și unul din mesajele pe care îl transmit. Before you lead yourself, and dacă vrei ca oamenii să crească sau dacă vrei să-i duci într-o direcție, fă, arată-le cum se facă și fii un model, da. Exact. Și mă duce la a treia întrebare, care e o întrebare... Pare simplă, dar e grea. Care este secretul unei echipe de succes? Pentru că succesul oricum are definiția sa, dar din perspectiva ta, care este secretul unei echipe de succes? Hai să spun care a fost provocarea. Uh-huh. Echipei mele de succes. Uh-huh. Atunci când era mică, era ușor. Știi, să transmiți toate lucrurile astea. Nu, da. Aveai mai puține persoane. O dată. Doi. În momentul în care au început să crească, normal provocarea a crescut. Dar... În momentul de față sunt în punctul în care echipa asta se dezvoltă pe zi ce trece. Deci noi avem între 100 și 200 de oameni noi în echipă pe lună. Ce, da? Cel mai mare a fost undeva la 250 de oameni într-o singură lună. Noi. Deci oameni care atunci intră și prima iau, da, exact. Cu afacere. Și aici e provocarea, știi? Când echipa începe să dezvolte cu viteza asta, cum să o ții? Și apropo de care exemplu și care e secretul, pardon, din punctul meu de vedere, pe lângă că tu trebuie să fii ceea ce spui că ești, apropo de exemplu personal, provocarea unei echipe cu adevărat de succes care se poată dezvolta în ritmul ăsta este ca pe fiecare om din echipă, indiferent de nivel, să poți să găsești metoda să îl faci să se simte ca fiind parte integrantă și una foarte importantă. Da, din toată echipa. Adică din toată echipa. El să nu se simte ca ok, eu nu sunt atât de important. Nu. Să poți să construiești și să transmiți mesajul ăsta în așa fel, astfel încât nu contează de nivel, nu contează de unde, și el să se simtă parte dintr-o organizație care face, se numește echipă, și să simte că el ia parte și face parte din toate lucrurile astea, din tot ceea ce echipa aia organizează, din rezultate, din tot. Foarte fain. La voi este... un soi de multiplicare. Întâlnesc în alte organizații echipe care evident au roluri diferite, departamente diferite, și există pentru cei care n-au experiență și transmit acest lucru, faptul că
un departament sau o persoană din acea echipă este mai importantă decât cealaltă. Și permanent le spun exact același lucru. Oameni buni, fiecare persoană care compune acest grup este importantă în felul său. Și dacă tu reușești să-i transmiți că la departamentul financiar este o persoană importantă, la contabilitate este o persoană importantă, la recepție este o persoană importantă, pentru că în suma echipei, suma membrilor echipei, îți dă rezultatul. Da? Deci nu e... Este atât de simplu, dar este atât de greu. Da, și pentru unii este foarte greu, pentru unii antreprenori este foarte greu. Noi lucrăm practic cu chestia asta, și anume prin ceea ce noi facem. Tot timpul punem valoare pe celălalt membru. Membru, da. Da? Și asta și ce e foarte interesant și foarte fain și eu sunt înnebunit după modul în care oamenii o aplică este că nu trebuie să fie unul mai sus sau mai mare. Da. Și să vezi ce mișto e când pui valoare pe celălalt, de exemplu la Cluj, toți au așa un șoc, avem acolo doi oameni care nu au nicio treabă, ei sunt echipe total diferite, știi? Da. Dar dacă te uiți la ei, toată lumea, nimeni nu-i vine să crede că ei nu sunt în aceeași echipă. Da? Da, ales cu șpot, deci ei lucrează atât de fain împreună și sunt atât de uniți în o groază de lucruri pe care le organizează și vorbesc atât de frumos unul despre alții, încât ai spune că sunt din aceea, dar ei de fapt într-un fel sau altul sunt două echipe paralele, diferite. Două linii diferite care nu au nicio treabă. Asta e unul dintre exact. Dau suportul foarte tare și cu asta. Și asta se întâmplă și oamenii atunci înțeleg partea asta. Și îți transmitem mesajul ăsta, plus că mai sunt multe, multe. Avem momente în care învățăm de la oameni și primul care vreau să dau exemplu că eu învăț de la oameni sunt eu. Uh-huh. În momentul în care ne întâlnim este să îl las pe ăla, nu contează cât de mică și cât de la început e, să-și pună punctul de vedere și să le spun care mi-e lecția mea pe care mi-am luat-o din ceea ce l-a spus. Ceea ce am să completez la acest răspuns este tot o poveste de-a lor. Dar o să fie cu un mesaj pentru voi. Faptul că o echipă de succes își arată adevărata forță și putere nu în momentele bune, își arată în momentele dificile. Pentru că am parcurs alături de ei câteva momente dificile și acolo am văzut puterea echipei și acolo am văzut care sunt oamenii care ales sau dat jos din pat, au plecat pe drumuri, au dat telefoane, au stat nopți în Zoom-uri și alte mesaje pentru a se susține și a se reechilibra. Ce asta înseamnă puterea unei echipe? Pentru că o echipă într-adevăr de succes nu o vezi în momentele de glorie pe scenă, așa cum aveți voi momentele voastre și acolo, da, evident. Dar o vezi și în momentele dificile când vă susțineți, vă sprijiniți, vă dați suportul și... Da, chiar la un moment dat eram pe scenă și eram într-un punct în care am și spus că de azi înainte nu mai e vorba despre succesul meu și e vorba despre succesul oamenilor la mine în echipă. Uh-huh. Și mi-am asumat treaba asta. Normal. Și mă bucură enorm astăzi să am cel puțin doi oameni la același nivel ca mine în business-ul ăsta. El în România are 3 sau 4 în toată România și dintre care 3 suntem, 4 sau 5 scuze, și în care 3 suntem la mine în echipă. Suntem exact la fel. No, asta este ceea ce e foarte, e foarte important. N-ai cum să nu fii acolo cu ei când au nevoie mai mult. De fapt, ăla-i... Leadership, punct. Da. N-ai cum, te macină. Și sistemul ne ajută. Da. Și sistemul ne ajută foarte mult, pentru că succesul fiecărui om din echipă e o mică parte din succesul tău. Succesul tău, da. Și oare nu este și în alte companii către? Ba da. În orice companie. Ba da. Dacă am înțelege da. Propoziția da. Asta care a adresat-o tu acum, ba da. Ar fi și ba președintele da. Țării, nu vreau să intru în politici, că nu am tangențe, dar cred că dacă ar înțelege că succesul fiecărui membru sau locatar al țării noastre ar lucra la succesul lor, cred că el ar avea succesul maxim. Ba da. Ba da, ba da. Da, deci oameni buni, leadership și management, leadership, dacă mi-a plăcut și îmi place ceva în leadership, învăț la fel cum cred și îndemn pe fiecare. Cred că este o chestie care nu se învață odată și o aplici toată viața. Cred că e o chestie care o învățăm tot timpul. Odată cu vârsta, cu experiența. Experiențele ne învață foarte mult. Am spus, dacă între știință și arta, aș alege arta. Pentru că arta de a conduce sau arta de a inspira și a influența oameni este o muncă și un antrenament și o aplicabilitate zi de zi cu tine pentru a putea duce la succes. Și cum faci o diferență între când vine vorba de leadership și în leadership între știință și artă?
În momentul în care vrei să aplici numai pe alții, faci știință, e ușor. Da, da, da. Când vrei să faci artă, te uiți în oglindă. Da, da, foarte fain asta. Știi, când vrei să lucrezi la fine-tuning și să faci cu adevărat o artă din ceea ce construiești în jurul tău, atunci trebuie să ai puterea dimineața să te uiți în oglindă și să-ți placă ce arăți la oameni. Cu asta o să, povestea asta am să închei foarte fain și legat de asta. Ieri eram în Ciznădie la un training într-o echipă și înainte de a începe trainingul am avut ocazia să stau tot de vorbă cu managerul și cumva a căutat să mă tragă deoparte să-mi spună câteva lucruri pe care ar fi bine să le știu. Și l-am ascultat și în toată conversația, practic toți angajații erau niște oameni neloiali și erau niște oameni care nu se implică și, și am spus, mă gândesc că ești singurul care se implică. E singurul care face, da, 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 e ca și cum i-am citit gândurile și am spus, zic, cred că ar fi bine să te uiți în oglindă și să vezi niște lucruri pentru că mare parte din rezultatele acestei echipe este influențată de tine. N-am mai avut multe povești cu el, bineînțeles, pentru că au fost multe lucruri care e bine să-ți dai seama, deci da, da, asta este. Uite-te în oglindă și dacă vorbim de artă, da, este să începem de acolo. Foarte fain. Dragii mei, l-am avut alături de mine pe Cătălin Suman. Este un model pentru echipa sa, este un model și pentru mine. Am să pregătesc un alt material când vorbim despre... O să vreau să intrăm și în management, pentru că una fără alta nu funcționează, iar la ceea ce eu cred că este foarte bun, este în partea de organizare și felul în care își face planul strategic pentru a ajunge și acolo și acolo și acolo și acolo și cred că este un alt element important. O să vorbim despre cum și de aici să vorbim și despre ce, da? Deci cum o spune leadership-ul, ce este managementul. Hai să vedem și ce avem de făcut ca să putem pune o echipă să funcționeze autonom și independent. Iar pe voi am să vă, cu voi am să ne, o să mă văd evident în următorul interviu sau în următorul live pe care am să-l pregătesc pentru voi. Am deja două invitații făcute, cu încă doi oameni minunați, așa cum i-ați văzut deja pe aceștia. Cătălin, îți mulțumesc din suflet pentru autenticitate, îți mulțumesc pentru sinceritate, pentru tot ceea ce faci în ceea ce faci pentru mine, pentru că ai făcut și pentru mine niște lucruri fantastice. Este un om de suflet, credeți-mă, cu tot, cu inimă. El pune inima, te bate cu ea în cap, dar... dar asta înseamnă că iubește și pune pasiune în ceea ce face. Și asta este un lucru fantastic. Cătă, îți mulțumesc. Și abia aștept să ne vedem la un alt material video. Abia te aștept. Salutare și mult succes în tot ce faceți. Mai bine. Ne vedem curând.